Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! La mulți ani! Tema dialogului de astăzi este una legată de percepția noastră în legătură cu obiectul. Obiectul în lumea tradițională, obiectul în societatea de consum, sunt două lucruri diferite. În orice caz, raportarea noastră la obiect s-a schimbat într-un mod dramatic. Această temă am deosebită onoare de a o discuta cu unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul științelor comunicării. Este vorba despre directorul Departamentului de Științe ale Comunicării de la Facultatea de Litere din București, doamna lector universitar dr. Cristina Bogdan, căreia îi spun un călduros bun venit și la mulți ani. La mulți ani și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit în emisiune, stimată doamnă Bogdan. Avem deosebita plăcere, aș spune, să abordăm o temă prea rar vizitat, aș spune, deși necesar de frecventat, întrucât raporturile noastre cu obiectele, cu lucrurile, sunt unele care, așa cum spuneam și la început, s-au schimbat în mod dramatic prin comparație cu ceea ce se întâmpla în lumea tradițională. Vorbim așadar despre două lumi diferite sau din ce în ce mai diferite în structura lor, o lume tradițională, o lume pe care o numim a societății de consum. Deja acest cuvânt are conotații negative pe care le-am mai discutat uneori pe parcursul dialogurilor noastre. Vă propun pentru început să limpezim imaginea societății tradiționale și a societății de consum. Ce le structura pe fiecare în parte, ce structurează societatea de consum, ce structura lumea tradițională, oricum orizonturile lor sunt distincte, nu se suprapun sau se suprapun din ce în ce mai puțin. Așadar, despre societatea tradițională, ce ar fi de spus în mod esențial? Pentru un antropolog e firesc să vorbească despre relația aceasta dintre două lumi, pentru că el este o ființă de prag. E mereu pe pragul dintre lumea veche și lumea nouă și încearcă să vadă care sunt continuitățile și care sunt rupturile. Cele două societăți par astăzi foarte diferite, dar spun doar par, pentru că există totuși anumite puncte de legătură între ele și dacă suntem atenți, dacă știm cum să le privim, le descoperim. Cred că ar trebui să pornim de la raportarea la sacru, de la tipul de societate care privea înspre înalt sau la tipul de societate care privește pe orizontal. Aș spune că societatea tradițională era o societate cosmocentrică, o societate gândită ca un soi de replică în lumea de aici a ceea ce se întâmpla dincolo. Existau tot timpul punți de legătură între aceste două lumi. Omul era preocupat de această relație pe verticală. Era foarte preocupat și tot ceea ce făcea, tot ceea ce trăia, era gândit în relație cu divinitatea. În timp ce astăzi trăim într-o societate antropocentrică și atunci și tipul de raportare la ceilalți și implicit la obiectele lumii care ne înconjoară este diferit. Aș spune că dacă pentru omul tradițional fundamentală era mântuirea, pentru omul societății actuale, de consum, să-i spunem, fundamental este fericirea. Există chiar un soi de replică interesantă și foarte la obiect a lui Baudrillard în cartea lui despre societatea de consum, în care el spune că fericirea a devenit referința obligatorie a societății actuale. Oamenii își doresc să fie fericiți, iar în acest context al fericirii, obiectul joacă un rol foarte important. Fericirea și mântuirea n-ar trebui să fie termeni opuși. N-ar trebui să fie termeni opuși dacă i-am gândi în paradigma divinității și a relației cu paradigma sacru. Paradigma creștină în orice caz. Exact. Din perspectivă modernă, din perspectiva actuală, omul este preocupat de fericire, iar pentru el fericirea nu mai stă sub semnul lui a fi, ci stă sub semnul lui a avea. Omul încearcă să adune cât mai multe lucruri care să-l ajute să fie fericit. Lucrul ăsta totuși nu este de dată foarte recentă, pentru că dacă ne uităm la ce spuneau psihologii din America, de pildă, la finele secolului al XIX-lea, mă gândesc de pildă la un William James care spunea că sinele omului este o totalitate de posesiuni și în această totalitate de posesiuni intră sigur corpul său, identitatea sa, numele pe care îl poartă, dar intră și posesiuni materiale, nu știu, de la contul din bancă până la mașina pe care o conduce și posesiuni imateriale, posesiuni simbolice și prietenii pe care îi avem ne legitimează într-un fel și familia și copiii și așa mai departe. Deci, practic, sinele nostru este un complex de lucruri materiale și imateriale în care, din păcate, în prezent, un rol mai important îl joacă
obiectele, cele așezate sub zodia lui a avea. Suntem foarte preocupați de aceste obiecte pentru că ele ajung să ne legitimeze. Avem senzația că a avea un număr mare de obiecte și a avea obiecte de ultimă oră, de ultimă modă, e o formă de a ne arăta un anumit statut social, financiar și așa mai departe. Ne legitimează, dar ne și împovărează paradoxal și în acest sens aș vrea să vă întreb dacă acest paradox nu funcționează și în felul următor. Omul tradițional, posedând mai puțin, era mai liber. Omul modern, prăbușit în posesiunile lui, încetează să mai fie la fel de liber. Cum ați traduce această pierdere a libertății? De ce se diminuează gradul nostru de libertate posedând mai multe lucruri? Aș porni de la un exemplu foarte concret, pentru că tocmai am trecut prin sărbători. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o gospodină din lumea actuală să facă curățenie într-o casă suprapopulată cu obiecte, aglomerată cu obiecte. Și ce însemna pentru o gospodină în lumea tradițională, în care în casa țăranului obiectele aveau o topografie aproape sacră, ele erau așezate într-un anumit loc și nu erau mutate din locul acela decât în anumite tipuri de împrejurări. Pentru ea era mult mai simplu. Exista o logică interioară a casei, exista o logică de viețuire alături de obiecte. În registrul strict necesarului. Exact, necesar și funcțional. Dimensiunea aceasta estetică, sigur, putea să fie inclusă în obiect, dar nu era atât de importantă, deși obiectele lumii tradiționale erau foarte frumoase. Da, era mult mai simplu pe atunci, era mult mai simplu să trăiești alături de obiecte, nu erau atât de multe și ele aveau o logică interioară, le foloseai cu un anumit scop. În afară de asta, exista o relație foarte frumoasă între natură și cultură. Atunci când foloseai un obiect, fără să vrei, te gândeai la materia din care el a fost lucrat, prelucrat, pentru că cel mai adesea obiectul era făcut în casă. Femeile făceau veșmintele pentru toți membrii familiei, iar bărbații făceau cel mai adesea obiectele de mobilier. Exista din start o încărcătură simbolică foarte puternică și o altă legătură cu obiectul. Paradoxal, deși trăim într-o societate de consum care a așezat obiectul în centrul lumii, totuși, noi condamnăm astăzi obiectul la efemeritate. Cele mai multe dintre obiectele noastre sunt obiecte sezoniere. Le părăsim foarte ușor. Mi-amintesc de un text al Irinei Nicolau din cartea ei Talmeș Balmeș de etnologie și multe altele. Regretata Irina Nicolau, cea care alături de Horia Berne a pus pe picioare Muzeul Țăranului Român. Irina Nicolau spunea în stilul ei caracteristic că, până la urmă, omul modern este cel care însoțește obiectul din vitrinele strălucitoare ale magazinelor către lăzile de gunoi. Pentru că obiectul trăiește foarte puțin astăzi, fiindcă există un soi de presiune socială care ne obligă să cumpărăm mereu un obiect mai performant, mai recent apărut, mai la modă. O să vorbim despre asta pentru că mi se pare o temă în sine. Mi s-a părut foarte interesantă această observație. În societatea tradițională, obiectul era conceput și făcut pentru a fi cumva integrat profund în viața persoanei, pentru a fi practicat, cum se spune. În schimb, în societatea de consum, obiectul e conceput și făcut și apoi cumpărat doar pentru a fi posedat. Acest lucru mi-a atras atenția. Ne place să posedăm. Ne place să ne înstăpânim asupra cât mai multor obiecte, ignorând de fapt că asta ne și sufocă încet, încet. Dar acest sentiment al posesiunii e un sentiment, aș spune, nu foarte curat. Dorința de a poseda e o dorință impură, în fond. Cu siguranță. Obiectul e privit ca un soi de cârjă a ființei. Da. Nu mai avem la nivel interior pe ce să ne sprijinim și atunci ne sprijinim pe posesiunile noastre exterioare. Aș spune că e un soi de joc între o precaritate a sinelui și o bogăție, o acumulare din ce în ce mai mare de obiecte. E ca și cum cu cât ești mai gol pe dinăuntru, cu atât simți nevoia să te susții prin posesiunile pe care le ai. Acesta să fie, într-adevăr, simptomul omului modern? Cred mai gol pe dinăuntru și ține să compenseze prin posesiune în exterior? Cred că da, și dacă mă uit la ce spun psihologii, antropologii, sociologii, cam toți merg în aceeași direcție. Baudrillard spunea că nevoia asta modernă de a poseda, nevoia de posesiune, e de fapt o nevoie de diferențiere. Simțim nevoia să fim altfel decât oamenii din jurul nostru. Dar și aici e un paradox, pentru că deși simțim nevoia să fim diferiți, astăzi trăim printre obiecte seriale, obiecte care sunt produse în serie, pe scară largă și în momentul în care ne cumpărăm o haină, o revedem plimbându-ne printr-un mall, de pildă, care e foarte aglomerat, o revedem la alte nu știu câte persoane. Deci,
deși vrem să fim unici prin obiectele pe care le avem, efectul este exact contrar. Atunci când purtam o ie cu sută în casă de mama sau de bunica, aceea era într-adevăr un obiect unicat. Da. Vorbim de o criză a unicatului până la urmă, acest fenomen al serializării obiectelor gândite în mod special ca efemere, ca lipsite de rezistență, exact opusul obiectului tradițional făcut să dureze, spune ceva despre mentalitatea omului contemporan. O mentalitate atinsă ea însăși de efemeritate, de superficialitate. Așa este și, din păcate, această repeziciune cu care trăiesc obiectele se imprimă și asupra timpului vieții noastre. Noi trăim timpul obiectelor din jurul nostru. Ajungem să fim la fel de rapizi și la fel de condiționați de viteză ca și ele. Citeam recent un articol al sociologului francez Edgar Morin, care spunea că viața ar trebui să fie trăită, nu fugită. Ne fugim viața. Suntem mereu în grabă, pentru că toată această schimbare de la o zi la alta a obiectelor și toate strategiile publicitare care mizează pe un soi de dorință fals creată, ne determină să ne dorim mereu să achiziționăm ceva de ultimă oră. Ceva ce nu avem, de fapt, nevoie. Mi-amintesc de o anecdotă din spațiul filozofiei. Un filosof grec, un cinic, care descinde într-un bazar, exclamă: iată câte lucruri care nu îmi trebuie. Și noi ar trebui să exclamăm, măcar în forul nostru interior, acest lucru. Descindem în spații care ne asaltează cu obiecte ce nu ne trebuie, de fapt. Aici îl putem parafraza și pe Sfântul Apostol Pavel. Nu toate le pot, dar nu toate îmi sunt de folos. Pe toate le-aș putea avea, dar oare chiar îmi trebuie toate? Să facem o comparație între cum arăta chilia unui călugăr, să zicem, de acum 50 de ani sau chiar de astăzi, și cum arată o cameră dintr-un bloc a unui om chiar de condiție medie. Sunt convinsă că diferența de număr de obiecte este covârșitoare și această diferență sufocă ființa, pentru că la un moment dat tu nu mai ai timp să cobori în tine, să te adâncești în tine meditativ, pentru că ești obligat să întreții cumva aceste obiecte. Până la urmă, casele noastre devin un soi de colecții de obiecte pe care periodic trebuie să le curățăm, să le aranjăm, să le regăsim locul potrivit în casă. Suntem atât de ușor de manipulat, adică reclamele care ne asaltează și ne propun achiziționarea unor lucruri de care chiar nu avem nevoie de cele mai multe ori, de ce au atât succes, ne putem întreba? A ajuns omul contemporan atât de lipsit de discernământ încât să fie atât de permeabil la aceste mesaje, în fond foarte ieftine în conținut? Din păcate, omul se lasă sedus de aceste strategii ale dorinței create de industria publicitară, create de marketing, și pe de altă parte există și acest miraj al reducerilor. Mă uitam că până și la târgurile de carte, în momentul în care la un stand se anunță reduceri, de pildă la finalul târgului, duminica, când este foarte multă lume în târg, foarte mare aglomerație, nu mai vezi pe nimeni, nu mai auzi pe nimeni, nici măcar lansările de carte nu-ți mai spun nimic, pentru că e pur și simplu o călcare în picioare. Da. În momentul acela mi s-a întâmplat să văd la un astfel de târg de carte, la un bookfest, mi s-a întâmplat să văd oameni care alergau cu disperare către un anumit stand numai pentru că se auzise că se dau 3 cărți cu 10 lei. Nici măcar nu știau care sunt acele 3 cărți. Deci era numai ideea că poți obține niște obiecte, până la urmă ele nu erau cărțile în sine, ci erau niște obiecte foarte ieftine. Vedeți, de multe ori suntem manipulați de această încercare, nu numai a publicitarilor, ci și a oamenilor de marketing care ne spun că ne vând ceva care în mod normal ar fi costat mult mai mult, cu un preț mult mai mic. Dacă schimbăm decorul din târgul de carte într-un alt spațiu comercial și ne gândim la mulțimile care se înghesuie dis de dimineață să cumpere tigăi sau găleți cu prețuri mai mici, asta totuși spune ceva despre o mutație care s-a întâmplat în noi. De ce ne dorim să cumpărăm neapărat ceva ce folosim foarte rar sau în principiu nu este strict necesar? Această mutație cred că este aproape psihanalizabilă la omul contemporan. Aș spune că e o fugă de noi înșine. Fugim de noi, de goliciunea noastră și ne înconjurăm de obiecte. Cineva spunea că obiectele au devenit flora și fauna lumii în mijlocul căreia trăim. Nu mai vedem copaci, nu mai vedem parcuri, nu mai vedem flori, vedem obiecte. Și simțim nevoia să exhibăm aceste obiecte. E drept că și în lumea tradițională, în lumea țărănească, exista camera bună. Și în camera bună țăranul își ținea
cele mai frumoase obiecte. Ținea de pildă zestrea fetelor. Da. Dar camera asta bună avea simbolul ei, semnificația ei în lumea veche. În camera bună aveau loc riturile de trecere. Acolo era ținut mortul atunci când murea. În camera bună se petrecea logodna sau nunta, tot ritualul înainte de a se merge la biserică. În camera bună erau primiți străinii, nu? Era o formă de xenofilie, îi omeneai, îi primeai în locul tău cel mai frumos. De la această cameră bună, care era depozitarea unor obiecte care treceau din generație în generație și care, iată, avea o viață mai lungă decât omul, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi, când obiectele au o viață mai scurtă decât noi, s-a ajuns, de pildă, în lumea urbană, în perioada comunistă, la vitrină, celebra vitrină din sufrageriile orășenilor, în care oamenii țineau tot felul de nimicuri, bibelouri, cești, uneori chiar și sticle goale cu băuturi... Chiciuri în general. Chiciuri în general, dar care erau pentru ei un soi de obiecte de legitimare, un soi de obiecte care spuneau o poveste despre un statut, așa zis, social. Și astăzi oamenii, chiar dacă se mută foarte mult, chiar dacă își schimbă adesea locuința, au anumite obiecte pe care simt nevoia să le exhibe, să le arate. Sau atunci când își cumpără un obiect nou, când se întâlnesc cu prieteni, nu știu câți dintre oameni mai vorbesc despre ce carte au citit sau la ce lucru s-au gândit, pur și simplu. Uite, am meditat asupra ideii X. Nu, cel mai adesea își arată posesiunile, obiectele ce pe care le-au acumulat. Cumpărat. Ce și-au mai cumpărat. Da. Uitați-vă la goana după cumpărături, că nu pot să-i spun altfel, din perioada Crăciunului. Oamenii nu se mai gândesc cum să se pregătească pentru nașterea lui Hristos, cum să întâmpine acest moment extraordinar. Se gândesc, sau orice altă sărbătoare. Sau orice altă sărbătoare, evident. Se gândesc cum să-și facă o listă în care să vadă un raport între banii pe care au la dispoziție, oamenii cărora trebuie sau nu trebuie să le cumpere diverse obiecte, diverse daruri, și timpul pe care îl au la dispoziție pentru a face aceste achiziții. Ajungi să fii stresat și presat de ideea acestor liste. Nu te mai bucuri exact de sărbătoarea despre asta în sine. Doream să vorbesc cu dumneavoastră presiunea pe care o resimțim în legătură cu darul, care este, prin excelență, un obiect al bucuriei. Dar această bucurie încetează să mai existe din cauza presiunii pe care o resimțim în preajma sărbătorilor, aceea de a cumpăra în exces daruri pe care le legitimăm, în general, cu valoarea lor materială, adică a dispărut, aș spune, sensul autentic al darului. Un dar nu mai e prețios decât dacă este scump pecuniar, ceea ce este foarte trist. Și a dispărut dimensiunea afectivă, din punctul meu de vedere. Da. De pildă, pentru mine, un dar care nu este însoțit de un rând scris, aproape că nu valorează nimic. Dacă primesc un dar împachetat, frumos, valoros, costisitor, dar care nu are pe el scris ceva, un gând care să mă facă să înțeleg de ce mi-a fost oferit dalul respectiv, nu înțeleg logica, nu înțeleg sensul. Chiar am făcut experimentul ăsta cu studenții mei din anul al treilea, acum în preajma sărbătorilor de iarnă. La unul dintre cursurile de studii de gen le-am propus să discutăm despre scrisoare, despre ce a însemnat scrisoarea și cum crea ea punți de legătură între oameni. Și i-am întrebat la final în ce măsură mai scriu astăzi scrisori. E drept că s-au uitat la mine puțin șocați, mirați. Unii n-au spus scris niciodată. Unii n-au scris niciodată, alții și-au amintit că scriau în copilărie, de pildă atunci când plecau în tabere, pentru că le cereau părinții să le trimită un semn din tabăra respectivă. Alții mi-au spus că le scriu bunicilor, într-adevăr, de Crăciun sau de Paște, iar alții mi-au spus ce nevoie am să scriu scrisori. Pot să trimit un mail sau un SMS. Vedeți, nu mai simt nevoia să pună o valoare afectivă în darul lor. Probabil că numai copiii de vârste foarte mici mai fac lucrul acesta, măcar atunci când bricolează o felicitare pentru mamă de 8 martie sau de ziua ei, măcar atunci încearcă să creeze ceva, dar din momentul în care au banii necesari pentru a cumpăra un obiect, nu se mai străduiesc să gândească ei darul. Plus, darul n-ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, achiziționat strict atunci, în preajma zilei de naștere sau a sărbătorii. Darul ar trebui să fie gândit constant. Dacă iubesc un om, atunci îl gândesc de-a lungul unui întreg an, nu îl gândesc numai în preajma zilei lui de naștere sau a sărbătorii. Se pare că întâlnirea cu altul nu mai e o sărbătoare pentru mulți dintre noi. Din păcate, dacă ne gândim la atât de tristele cuvinte ale lui Sartre, care identifica infernul cu celălalt, lucru care extrapolat, din păcate, spune ceva despre societatea secularizată, în care celălalt nu mai e perceput ca o bucurie, cum spunea Sfântul Serafim de Sarov. Iată unde am ajuns. Dar în legătură cu această relație om-obiect, cred că e foarte importantă
privirea care ar trebui să pătrundă dincolo de obiectul respectiv. Privirea noastră s-a tocit, aș spune, nu mai este la fel de ageră în a identifica valoarea obiectului. Nu mai avem o privire exersată pentru a putea aprecia cu adevărat obiectele, care oricum ne trec prin față în serii nesfârșite. Aș vrea să vă întreb cât de importantă e cultivarea privirii în acest sens. Cred că se face prea puțin astăzi pentru asta. Este foarte importantă și, din păcate, cultivarea ei se face numai în anumite medii. Am să vă dau un exemplu care mi se pare foarte interesant și foarte util și pe care l-aș recomanda tuturor muzeelor din lumea asta. Un exemplu foarte frumos făcut de cei de la British Museum din Londra. Ei s-au gândit să aleagă 100 de obiecte reprezentative din colecțiile lor, din diverse spații culturale cu diverse proveniențe și diverse tipologii de obiecte, de la obiecte de vânătoare până la obiecte de podoabă, obiecte de uz casnic, ustensile, obiecte de scris sau de citit, tot soiul de obiecte care puteau să spună ceva despre devenirea unei societăți la un moment dat. Și au rescris istoria lumii prin aceste 100 de obiecte. Proiectul acesta foarte interesant a beneficiat de un parteneriat între British Museum și Radio BBC. În fiecare săptămână s-a transmis la radio o emisiune despre câte un obiect din cele 100. Și în felul acesta, pe de o parte, a crescut numărul de vizitatori ai muzeului, pentru că și-au dorit să vadă la modul real acele obiecte despre care se vorbea. La final a apărut și o carte cu toate aceste obiecte. Și era un fel de a-și promova, prin intermediul obiectului, de fapt, societățile care au creat acele obiecte. Pentru că, până la urma urmelor, obiectul este un semn, un indicator al unei deveniri culturale. Școala culturalistă americană, de pildă, spune că obiectul face parte din ereditatea noastră socială. Noi toți avem o ereditate biologică, moștenim de la părinți, de la bunici anumite caracteristici. Pe de altă parte, avem o ereditate socială în care moștenim anumite tipuri de obiecte, dar și practicile și comportamentele vis-a-vis de aceste obiecte. Să luăm un singur exemplu, de pildă să ne gândim cum au evoluat practicile de lectură în funcție de tipul de suport. Dacă ne gândim la cartea de tipul sul, volumen, nu, din antichitate, ea presupunea o implicare a întregului corp în actul lecturii. Trebuia să țin cu amândouă mâinile de ruloul respectiv, pentru că uneori putea să fie foarte mare sau găsi rulouri de peste 10 metri. În momentul în care s-a trecut la codex, la cartea legată sub formă de caiete, evident că practica de lectură era alta. Puteam să o așez pe un suport, pe un stativ, puteam în timp ce citesc să fac și un alt tip de activitate, puteam să conspectez. Deci, dintr-o dată, legătura dintre obiect, obiectul impune un soi de apropiere a lui, mă determină în funcție de forma, de volum, de calitățile lui, mă determină să mă apropii într-un anumit fel de el. Și o atitudine față de el. Și o atitudine, exact. Și există obiecte care impun un fel de sfioșenie, să spunem, de pildă obiectele vechi, prețioase. Nu-ți vine să atingi un manuscris când îl vezi cât este de fragil, că ar putea să se sfărâme sub mâinile tale. Și alte obiecte care, fiind obiecte de consum, uitați-vă de pildă într-un mall atunci când sunt reduceri și când oamenii răscolesc pur și simplu prin mormane de lucruri și nu mai există niciun fel de respect pentru obiectul respectiv. E una dintre cele mai triste imagini, aș spune, în care e angajat omul de astăzi, acela de răscolitor printr-o grămadă de lucruri fără valoare, pentru că dacă ar avea valoare, nu ai putea să le manevrezi în felul acesta. Exact. Nu ar fi posibil. Pe de altă parte, revenind la experimentul acesta făcut de cei de la British Museum, aș putea spune că acest tip de atitudine l-am putea avea fiecare dintre noi vis-a-vis de obiectele care ne-au însoțit de-a lungul existenței, pentru că cu toții, dacă suntem atenți la biografia personală, ne dăm seama că am avut cândva o jucărie preferată, că am avut o ustensilă de scris, nu știu, poate stiloul din școala generală, la fel cu care am scris foarte multă vreme, o carte preferată în copilărie, în adolescență, mai târziu un obiect vestimentar sau, nu știu, un obiect de mobilier. Sunt foarte interesante cărțile în care se vorbește, de pildă, despre casele în care am trăit și despre obiectele care ne-au conținut în casele respective. Mi-amintesc de un text splendid scris de Radu Paraschivescu în volumul coordonat de Ioana Pârvulescu, Casele vieților noastre, da. Apărut la Humanitas în anul 2013, cred, în care el vorbește despre două obiecte fundamentale care i-au însoțit, dacă vreți, existența. Pe de o parte, fotoliul în care se cufunda în copilărie și în care citea ore întregi întors de la școală mâncând bomboane în același timp
Și, pe de altă parte, biroul la care scrie, un birou pe care l-a mutat cu el printr-o succesiune de case prin care a călătorit. Sunt obiecte care stau alături de noi de-a lungul întregii existențe. În lumea tradițională era lada de zestre. Lada de zestre era un soi de transfer simbolic între generații. Puteai să o moștenești de la bunica, de la străbunica și în acea ladă de zestre era încifrată, dacă vreți, memoria familiei. Așa cum, nu știu, într-un scrin cu scrisori sau într-o cutie cu scrisori, un soi de memorie afectivă, un soi de memorie erotică, în lada de zestre era memoria unei familii. E foarte bine să încercăm să mai avem măcar câteva astfel de obiecte, pentru că obiectul în sine are o valoare biografică. El ne însoțește și ne susține existența. Dacă știm cum să ne raportăm la el, dacă știm cum să-l investim cu sens, el însuși va spune o poveste despre noi. Iarăși mă gândesc la cartea de mărturisire a Oanei Pelea, splendidă, în care vorbește la un moment dat despre senzația pe care o are atunci când intră în anticariate, când vede obiectele unor oameni pe care nu i-a cunoscut și obiectele încep să-i vorbească, încep să-i spună tot felul de povești și devine fascinată de aceste povești și de glasul lor din ce în ce mai jucăuș, mai gălăgios. La un moment dat povestește despre două scaune pe care chiar le-a cumpărat pentru că simțea că acele scaune vorbesc, au foarte mult de spus și că trebuie să le ofere un cadru în care ele să vorbească. Condiția să ai ochi de văzut și eventual urechi de auzit, dar asta ține de educația privirii, un lucru pe care și dumneavoastră l-a subliniat ca fiind foarte important. Aș vrea să vă întreb cât de mult putem afla despre cineva descifrând obiectele pe care le iubește, atașamentul său față de obiecte și calitatea obiectelor respective. Într-adevăr, spune mult despre noi ceea ce posedăm? Foarte mult, foarte mult. De pildă, eu când intru în casa unui om, dacă acea casă nu are icoane și cărți, mi se pare că e o casă fără ferestre, parcă nu are ochi. Și mă simt sufocată, simt nevoia să ies rapid dintr-o astfel de casă. Există foarte multe case astăzi extrem de funcționale, case moderne cu un mobilier minimalist, în care lucrurile se pot muta foarte ușor și în care oamenii spun nu mai am nevoie să-mi adun rafturi întregi de cărți, pentru că, uite, le pot avea pe Kindle. Pentru mine, totuși, e o casă goală, e o casă în care nu mă regăsesc, pentru că am nevoie și de obiectul în sine, am nevoie de cartea în sine, am nevoie de icoana în sine pe care o să o văd acolo pe perete și să-mi vorbească cumva despre întâlnirea mea cu Dumnezeu, despre omul acela care se așează în fața icoanei și se roagă sau se gândește la întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, chiar dacă noi credem că interiorizăm anumite obiecte și că nu avem nevoie de ele, totuși absența lor dintr-o casă îmi spune ceva. Ne iluzionăm. În orice caz, imaginea unei case, cât ar fi ea de luminoasă, de generoasă ca spațiu, dar lipsită, cum spuneți, de obiecte care transmit ceva simbolic, dar puternic, este o imagine total despiritualizată. Absența unei cărți, absența cărților, a icoanei într-o casă, sigur că transmite ceva trist, fără îndoială. De altă parte, există case, într-adevăr, moderne, gândite în termenii societății de consum, dar în care întâlnești un obiect rămas de undeva din familie, de la un bunic, de la Stingher. O bunică. Stingher și în același timp frumos. Uneori obiectul acesta recrează în jurul lui un soi de atmosferă. Faptul că ai un obiect dintr-o altă epocă, el dintr-o dată îți repoziționează toate obiectele casei moderne. E foarte interesant să așezi, să scoți din contextul lui și să-l duci într-un alt context un obiect și să încerci să creezi punți de legături între lumi. E adevărat că o lume se stinge, o lume dispare încetul cu încetul. Dar măcar urme ale acestei lumi ar fi ideal să le păstrăm în casele noastre. Credeți că mai putem face ceva în a frâna dispariția acestei lumi pe care noi idealizăm, dar pe care nu putem neglija, întrucât din ea încă vin spre noi lucruri care ne bucură. Mai mult, aș spune, decât ne bucură consistent lucrurile din lumea aceasta a societății de consum. Foarte mulți spun modernizarea, evident, este termenul cel mai fericit, nu putem să-l evităm, e adevărat lucrul acesta că nu putem evita, dar ce ar trebui totuși să păstrăm dintr-o lume pe care e bine să ne încăpățânăm, să nu o lăsăm să moară? Eu sunt totuși optimistă și cred că sunt optimistă pentru că trăiesc în mijlocul oamenilor tineri și oamenii tineri sunt încă maleabili. Dacă știi cum să le vorbești, știu și ei cum să te asculte. Mă uit de pildă în fiecare... Depinde ce mesaj vine spre ei. Dacă vine din partea dumneavoastră, sigur că aveți satisfacția să-l vedeți ajungând
unde altfel trebuie. La ei, așa este. Mă uit că în fiecare an am obiceiul de a-i duce la final de an pe studenții mei de la antropologie, îi duc în vizită la Muzeul Țăranului Român și încerc să-i las, le spun diverse lucruri despre obiectele din muzeu, dar încerc să-i las să le descopere singuri. Îi provoc să-și imagineze cum ar arăta un anumit obiect din muzeu, fie îmbrăcat pe ei, fie cum ar arăta în casele lor sau în camerele lor de cămin. Și experimentul de fiecare dată reușește. Cei mai mulți dintre ei rămân îndrăgostiți de muzeu și se întorc cu prietenilor, cu familiile lor ulterior. Vedeți rostul pedagogului, a lua de mână pe cineva și a-l duce acolo unde poate întâlni lucruri importante. A lua de mână fără să-l obligi. Mie îmi place foarte mult, pentru că am vorbit despre Irina Nicolau. Al călăuzii, exact. Fiindcă am vorbit despre Irina Nicolau, Irina Nicolau avea o teorie vis-a-vis de muzeu pe care și eu o împărtășesc. Ea spunea că există două tipuri de muzeu. Muzeul tată, care este un muzeu riguros, care trasează o direcție, care te obligă să vizitezi sălile într-o anumită ordine logică creată de la sala 1 până la sala 100, și muzeul mamă, care este un muzeu tolerant, care te lasă să te joci în interiorul lui, care te lasă să citești sau nu etichetele obiectelor, care te lasă să începi cu vizitarea în ce ordine îți dorești tu. Până la urmă, contează cum te captează obiectul. Dacă în acele 90 de secunde prime ale contactului cu obiectul, el reușește să te facă să te îndrăgostești de el, după aceea vei căuta singur povestea. Dacă obiectul va fi puternic, și mă gândesc aici la teoria lui Heidegger vis-a-vis de obiectul de artă, și cred că asta e valabil și pentru obiectul lumii țărănești, obiectul trebuie să inspire încredere. Dacă obiectul inspiră încredere, atunci a trecut testul și cu siguranță vei reveni la el și vei vrea să afli și cine l-a creat, și când l-a creat, și prin ce procedeu l-a creat. Era și un lucru interesant pentru lumea tradițională, obiectul avea această legătură profundă cu făuritorul lui. Exista un timp al facerii obiectelor, un spațiu al facerii obiectelor. Lucrurile nu erau întâmplătoare. Nu puteai, de pildă, să creezi obiecte duminica, în ziua de sărbătoare. Nu puteai să le creezi marțea, pentru că se credea că marțea are cele trei ceasuri rele și că s-ar putea să transferi simbolic asupra obiectului ceva negativ. Vă dați seama că relația cu obiectul era mult mai personală. Te gândeai pentru cine îl faci, în ce context îl faci. Nu puteai, de pildă, să-l faci într-un spațiu neprotejat simbolic. Nu puteai să creezi un obiect la răscruci, la răspântii. Trebuia întotdeauna să-l creezi într-un spațiu interior protejat. Încă mai era percepută atunci jertfirea materiei, exact. Actul de a jertfi materia. Cât își mai pun problema jertfirii materiei astăzi? Pare un lucru foarte îndepărtat. Pare foarte îndepărtat și pentru că multe din obiectele lumii noastre de astăzi nu mai sunt făcute dintr-o materie naturală. Haideți să ne gândim, de pildă, la fibrele naturale, de in, de cânepă. Cum ai putea să jertfești plasticul, exact, de exemplu? Să ne gândim la in sau la cânepă, prin câte soiuri de procedee treceau ca să devină cămașă. Și atunci cămașa aceea, care purta în ea urma unei fibre vegetale tăiate, bătute, puse la macerat, transformate în fir și apoi țesut, cămașa aceea era nobilată. Sacrificiul naturii transformase obiectul într-un obiect nobil, oricât de simplu aparent era obiectul acela cotidian. Și atunci și legătura cu obiectul era mult mai puternică. Oamenii simțeau că în obiectul acela, pe de o parte, este jertfa materiei, pe de altă parte era jertfa celui care l-a creat. Când știai că mama ta poate a țesut, nu știu, o lună de zile la un anumit obiect, altfel te raportai la el. Este evident că te înfășoară dragostea celei care l-a creat. Da. Adică țineai în mod reflex foarte mult la un obiect făcut de cineva din familia ta. Pe vremea aceea încă se făceau obiecte în familie, pentru uzul familiei respective. Exact. Din fericire, aici ne ajută astăzi și moda, pentru că este o revenire către o modă, să spunem, cu obiecte ale lumii tradiționale, se revine la ie, se revine la purtarea costumului național, chiar dacă regândit și rescris, resemantizat, dar asta le face pe fetele tinere să caute în lăzile de zestre sau în dulapurile de astăzi și să descopere veșminte ale mamelor sau ale bunicilor și să le poarte din nou. E un lucru bun. E bine și că s-a instituit această zi a iei, faptul că există o zi națională a iei în care, măcar și ca efect de modă, ca să-ți pui o poză pe Facebook și tot îți faci o fotografie îmbrăcată în ie, lucrul ăsta la un moment dat declanșează ceva. Începi să te uiți la obiect, începi să vezi că e frumos. Prin comparație cu obiectele care stau în centrul altor zile de așa zisă sărbătoare, ziua iei chiar este una, aș spune, îmbucurătoare, binevenită. Vorbeați ceva mai devreme despre încrederea pe care ne-o inspiră anumite obiecte, pe care ne-o inspirau mai precis, în orice caz erau mai multe
mai de mult obiectele care ne inspirau încredere. Astăzi privim spre obiectele seriale nu cu încredere, ci doar cu patima, aș spune. Dorința de a le avea, de a le folosi, de a ne bucura de ele, mai ales în cheia divertismentului, aș spune. Se cumpără enorm pentru a te distra cu obiectele respective. În general, obiectele cele mai căutate sunt din lumea electronicii, obiecte care în general servesc la divertisment și mai puțin la altceva. Dar apropo de încredere, ați vorbit și de e-book. Astăzi, a investi încredere în e-book mai mult decât într-o carte reală, credeți că e problematic? E preferabil totuși să acorzi încredere unui obiect, în fond, suport cultural, decât unui obiect care servește doar pentru divertisment? Cu siguranță și până la urmă cred că problema nu e neapărat suportul. Dacă tinerii vor astăzi să citească pe e-book, eu n-am nimic împotrivă, o pot face. Important e să citească și mai important este deși ceea ce citesc. Deși nu e același lucru. Acest nu e același lucru, ați încercat să îl lămuriți studenților dumneavoastră? Am încercat să îl lămuresc în primul rând ducându-le diverse tipuri de cărți. Obișnuiesc să măcar pur și simplu la facultate cu sacoșe întregi, aproape cu geamantane de cărți de diverse formate, de diverse mărimi, pentru a le arăta ce înseamnă. Ce înseamnă o carte veche, nu știu, de la 1850, ce înseamnă o carte apărută ieri, care miroase încă a tipar, ce înseamnă un album, ce înseamnă o carte mică de buzunar, ce înseamnă o carte de format mare și așa mai departe. Cartea în sine este un obiect, un obiect care spune o poveste. Și atunci, în momentul în care citesc pe un e-book, eu îmi reduc din bucuria întâlnirii cu acest obiect. Pe o carte pot să-mi notez numele, pot să scriu ziua în care am achiziționat cartea, pot să scriu un mic comentariu. Gândiți-vă că pe vremuri când nu exista hârtie, oamenii scriau pe cărți, pe cărțile pe care le aveau la dispoziție. Le adnotau și scriau pe ele foarte multe lucruri importante din viața personală. Însemnările de pe cărțile de demult ne vorbesc despre calamitățile unei lumi, despre bucuriile unor oameni când li se năștea un copil, când, nu știu, se căsătoreau sau se întâmpla ceva fericit în familia respectivă. Deci, dacă ne uităm la aceste cărți, putem să descoperim o întreagă istorie paralelă cu ceea ce se întâmpla în carte. Pe când astăzi, dacă citesc pe un e-book, nu mai am unde să las această istorie. Obiectul nu-mi permite. Incită la lecturi, aș spune, în fugă, în diagonală, lecturi pasagere. Și creează un alt tip de memorie, cred eu. Da. Eu, de pildă, nu pot să citesc pe e-book. Citesc nici măcar în metrou. Foarte greu. Da, citesc foarte greu și am senzația că nu rețin ceea ce citesc. Probabil că este și o chestiune de practică. Sigur, de lectură. De Dacă te-ai învățat ani de zile să citești pe carte reală, ți-e greu să te muți pe un alt suport. Dar mi este foarte greu. Pe de altă parte, nu resping această formă de suport. Adică revin la idee. E important să se citească, nu contează suportul, doar că cred că practica de lectură și de relație cu obiectul se schimbă. Da, e adevărat. Trăim într-o lume sufocată de obiecte, obiecte care servesc în imediat, obiecte cotidiene. Sunt din ce în ce mai rare obiectele care erau folosite mai de mult cu ocazia sărbătorilor. E o mare diferență între un obiect care servește într-un timp, aș spune, banal, în chronos, și obiectul menit să însoțească omul în timp de sărbătoare. Astăzi traversăm sărbătorile însoțiți de obiecte, aș spune, lipsite de încărcătura simbolică necesară momentului respectiv. Care ar fi diferența majoră între un obiect al timpului cotidian și un obiect al timpului acesta străbătut de sentimentul sărbătorii? Aș porni de la o secvență vizuală. În Muzeul Țăranului, Horia Bernea s-a gândit să așeze alături obiectul de sărbătoare și obiectul cotidian. Și atunci, pe fiecare perete de răsărit al sălilor, sigur, trimițând la ideea de biserică, da, a așezat o furcă ca simbol al cotidianului și un ou de Paște ca simbol al obiectului de sărbătoare. Tocmai pentru a arăta că în mentalitatea tradițională exista o trecere firească între perioada
obișnuite, zilelor obișnuite și perioada de sărbătoare. Țăranii știau cum să curgă dintr-un timp într-altul și să modifice obiectele. Gândiți-vă, și astăzi există sate în care oamenii își mai schimbă vasele atunci când intră în post. Au vase de post și vase de dulce. Această nevoie de a arăta că timpul se schimbă, că timpul se întoarce, că are o altă consistență și o altă semnificație, este extrem de frumoasă. Obiectul de sărbătoare ar trebui să fie un obiect care să reconfigureze întregul spațiu vital. Ar trebui să mă ajute să simt mai tare apropierea de sacru. Din păcate, astăzi, obiectele de sărbătoare sunt tot obiecte pe care le cumpărăm, nu obiecte pe care le creăm în familie. Uitați-vă și cum arată brazii de Crăciun. Sigur, unii sunt foarte frumoși, sunt spectaculoși, au tot felul de globuri, care de care mai sofisticate. Dar ce frumos era bradul acela în care copilul împreună cu bunicul se chinuia să agațe mere, nuci învelite în hârtie lucitoare, să pună, nu știu, lumânărele și alte lucruri create acolo, în timp ce cântau colinde sau în timp ce bunicul îi spunea o poveste. Deci era un soi de intimitate care se crea în momentul în care oamenii se pregăteau pentru sărbătoare și în momentul în care își împodobeau casa pentru sărbătoare. Astăzi e mai degrabă o chestiune de consum, de ceea ce îți poți permite să cumperi pentru a-ți aranja casa. Și lucrul acesta se simte. Interiorul de sărbătoare al omului modern este mult mai rece. Oricât de elegant și de sofisticat ar fi, el impune un soi de distanță între tine și obiectele respective. Aș face o paralelă între obiectul lumii tradiționale și obiectul lumii moderne. Aș spune că în lumea tradițională omul trăia împreună cu obiectele lui. În timp ce astăzi obiectele sunt un soi de proteză a omului, un soi de continuare a lui. Să ne gândim de pildă la GPS. Foarte multă lume folosește astăzi GPS-ul atunci când călătorește cu mașina. Sigur, GPS-ul este un obiect util, ne ajută să ne orientăm în spațiu, dar pe de altă parte ne privează de niște lucruri. Ne privează de încercarea noastră de a descoperi singur drumul. Ne privează de bucuria hoinărelii, de bucuria de a te rătăci. Uneori e foarte frumos să te rătăcești și rătăcindu-te să descoperi niște lucruri extraordinare. Ne privează și de bucuria secretului. Având un GPS, poți să fii foarte ușor reperat. Deci, dintr-o dată, toate lucrurile sunt la vedere, dar la o vedere falsă. La o vedere pentru nimeni, de fapt și de drept. Tot ce spuneți mai probează încă o dată că nu poți câștiga nimic fără să pierzi în același timp altceva. Suntem în fața foarte multor achiziții ale modernității, dar pierderile sunt și ele reale. Ați dat niște exemple sugestive. Fără îndoială, nu mulți șoferi vor subscrie la ceea ce tocmai a spus dumneavoastră, dar a reflecta în direcția aceasta ce pierdem atunci când câștigăm ceva, e o întrebare care cred că e mereu binevenită. Să ne gândim și la pierderile de memorie. Faptul că tocmai avem acum atâtea device-uri pe care putem stoca informația ne-a determinat să nu mai ținem minte nimic. Nu mai știm zilele de naștere ale prietenilor foarte apropiați, pentru că așteptăm să ne avertizeze Facebook-ul. Nu mai știm, nu știu, momentele esențiale ale propriei existențe. Uităm foarte multe lucruri pentru că avem totul notat în telefonul mobil, în laptop, pe iPad și așa mai departe. Ni se pare că aceste obiecte ne ajută și până la un punct, într-adevăr, ele ne ajută, dar de la un alt punct încolo, ele încep să ne secătuiască de puteri, ne iau ceva din energia noastră vitală. Și ne artificializează viața până la urmă. Ați vorbit despre obiectul de sărbătoare, care niciodată nu era un obiect artificial, era un obiect în care se investise credința în sărbătoarea respectivă. Bradul împodobit cu podoabe, aș spune, din materie organică, era altceva. Astăzi domină obiectele artificiale. Artificializarea vieții e o temă cum nu se poate mai actuală și importantă. Cum ați traduce-o pentru cineva care nici măcar nu și-a pus problema că viața lui a devenit artificială? Ce înseamnă să ai o viață artificială? În primul rând să ne uităm la spațiul în care trăim. Cât de mult verde mai este în lumea noastră și cât de mult beton e în lumea noastră. Numai dacă facem această comparație, dacă ne uităm în jur la cât de mult s-a renunțat la parcuri, la copaci, pentru a se construi diverse tipuri de edificii. Nu neg că uneori e nevoie de acestea, numai că nu în detrimentul naturii, din punctul meu de vedere. Lucru redescoperit în marile metropole occidentale astăzi, arhitecții care gândesc viitorul metropolei își pun problema reînverzirii lor. Există orașe splendide care au în mijlocul orașului un dita mai parcul sau o pădure, cum este Münchenul, de pildă. În München ai spații întregi în care te poți plimba cu bicicleta prin pădure, sau în mijlocul orașului. Da.
Da, din păcate Bucureștiul stă foarte prost la acest capitol. Și la acest capitol, sigur. Și la acest capitol. Această artificializare a vieții, de fapt, conduce și la o artificializare a individului. Individul însuși tinde să devină un soi de roboțel, un soi de cyborg. Pentru că dacă el nu mai are de-a face cu materii organice, dacă el nu mai simte concretețea de lemn a acestei mese și nu se mai gândește la copacul care a fost tăiat și care a trecut printr-un soi de sacrificii, nu? E aproape o jertfă asemenea unei torturi îndurate de un martir, da. Nu? Ca să ajungă acest obiect. Omul acesta este un om artificial, e un om care gândește lumea în termen artificial, în termen funcțional și atât, care nu mai simte povestea din spatele obiectelor. Lucrul ăsta se vede și în momentul în care ne gândim de pildă la persoanele instituționalizate, persoanele care sunt obligate la un moment dat să-și părăsească propriile case și să locuiască într-un azil, de pildă bătrânii care locuiesc în azilele de bătrâni. S-au făcut studii care arată că oamenii parcurg un efect de depersonalizare. În momentul în care nu au dreptul să-și ia obiectele personale, cele care i-au însoțit de-a lungul vieții, cele în care s-au investit afectiv, oamenii aceia simt li se că amputează o parte din viața lor. Li se amputează exact o parte din biografie. Se simt ai nimănui. La fel se întâmplă, citeam niște studii sociologice vis-a-vis de oamenii care traversează un furt sau cărora din pricina calamităților le sunt distruse casele. Ceea ce se întâmplă cu ei este asemănător cu perioada doliului. Oamenii aceia resimt o ruptură foarte puternică față de identitatea lor anterioară, pentru că obiectele lumii înconjurătoare spuneau ceva despre ei. Astăzi, ușurința cu care putem să schimbăm obiectele ne face să ne pierdem, de fapt, identitatea, biografia. Nu mai avem o biografie pentru că nu mai avem aceste ed-memoaruri care erau obiectele și care ne conțineau într-un anumit fel. Gândiți-vă la bătrânii care țineau să lase neapărat moștenire un anumit obiect unui anumit membru al familiei. Era, de fapt, o încercare de a rămâne mai departe alături de omul căruia îi dăruiai obiectul. Rămâneai în amintirea lui, rămâneai în poveștile pe care el le va spune despre tine în momentul în care cineva îl va întreba de la cine ai obiectul acesta. Și povestind despre obiect, urma să te evoce și pe tine. Îți construiai cumva posteritatea. Astăzi nu mai avem ce obiecte să lăsăm din moment ce obiectele sunt sezoniere, efemere, perisabile. Nu putem decât să lăsăm eventual bani ca să-și achiziționeze urmașii noștri alte obiecte ceva care vor nu fi se la poate mai pe perisabil, lor. De exemplu. Exact. Deci trăim într-o lume amprentată de perisabil, o lume în care inclusiv relațiile noastre cu alții, cu ceilalți, au devenit artificiale. Vorbeați despre uitarea chiar a datelor de naștere ale prietenilor noștri, pentru că ne bazăm mai mult pe ajutorul unui obiect decât pe ajutorul memoriei noastre. Înainte nu uitam să ne sunăm prietenii de ziua lor. Astăzi, dacă, de exemplu, ni se descarcă bateria telefonului, s-ar putea să uităm. E și asta o fațetă a artificializării relațiilor noastre cu ceilalți și a superficializării. Asta arată că, de fapt, nu mai ținem destul de mult la ei, de vreme ce îi încredințăm memoriei unui obiect evacuându-i din memoria noastră. De fapt, în felul acesta, cred că îi transformăm chiar pe ei, pe oameni, în obiecte. Ei nu mai sunt niște indivizi cu care am o relație directă, personală, umană, de față către față, ci sunt niște obiecte cărora trebuie, la un moment dat, să le transmit un mesaj. E o formă de reificare a exact, vieții noastre. Exact. Și e foarte trist când vezi că, de pildă, pe o pagină de Facebook primești 200 de mesaje de ziua ta, dar care de fapt nu-ți mai spun nimic, nu-ți mai spun cât un telefon primit odinioară pentru de la un prieten. Pentru că știi de fapt că li s-a amintit că e ziua ta. Exact. Acelor prieteni virtuali, virtual, cei mai mulți. Acelor străini intimi, da. Cum sunt ei numiți. Faceți parte dintre cei care sunt îngrijorați de invazia virtualului în viața noastră? Sunt printre cei care trăiesc cu această invazie zi de zi, pentru că trăiesc printre studenții mei care vin cu aceste device-uri la facultate, îi văd captați pur și simplu de ele. Ceea ce încerc este să le ofer o alternativă, să le spun că există și alte tipuri de obiect, să le spun că există și alte tipuri de raportare la obiect și să le arăt ceva, să le ridic puțin cortina peste frumusețea unei lumi care tinde într-adevăr să dispară. Și mulți dintre ei ajung să fie cuceriți și să se reîntoarcă și către această lume, chiar dacă trăiesc și printre obiecte
digitale, tehnologice. Asta este. Nu putem nega că lumea merge mai departe, că evoluează, că se schimbă, că tehnologiile se modifică de la o zi la alta. Important este să încercăm să păstrăm un echilibru. Să nu fim nici radicaliști, să negăm cu totul această modernizare, dar să nu fim nici total paseiști, să spunem numai acolo, în lumea veche, era totul bun și perfect. Ar fi o eroare. Cred că corectă este o soluție de continuitate, să învățăm să păstrăm ceva și să reintegrăm, să preluăm elementele lumii vechi, să le așezăm în lumea nouă și să vedem cum lumea nouă se reașează, se resemantizează în funcție de intrarea obiectelor vechi. Și cred că mai putem face ceva. Ce faceți dumneavoastră pare puțin, dar de fapt e foarte mult, întrucât întrețineți o continuitate a atenției în legătură cu obiectele cu adevărat frumoase, dar dacă acceptăm că trăim într-o lume a utilitarismului, în care doar ce este util, tot ce este accesibil, imediat, care ne servește la satisfacerea unor scopuri în registrul urgenței, cred că e importantă încurajarea trecerii de la utilitarism spre zona frumosului, a esteticului. Dacă tot nu putem să ne mai desprindem de aceste lucruri, măcar să evităm urâțirea lumii din jurul nostru și a acestor obiecte. Trecerea de la util la estetic vi se pare încă posibilă? Oricum e dezirabilă. Cu siguranță mi se pare posibilă și mă gândesc la un lucru pe care îl spunea Dostoevski foarte interesat de ideea de frumos. El spunea că până la urmă marea taină a omului nu este faptul că trăiește, ci este încercarea de a înțelege pentru ce trăiește. Cred că important este să le amintim oamenilor pentru ce trăiesc și atunci ei probabil vor folosi diferit obiectele din jurul lor, se vor poziționa diferit față de ele. Dacă își vor aminti că ei trăiesc pentru oameni și nu pentru obiecte, dacă își vor aminti că importantă este relația caldă, umană, bucuria de a scrie o scrisoare unui prieten. Pentru că în momentul în care scrii o scrisoare, tu te așezi cu toată ființa ta în acea scrisoare. Scrisul tău de mână este o formă de interacțiune cu celălalt. Felul în care privirea lui va mângâia scrisul tău este o formă de răspuns. Deci, dintr-o dată, dacă îi explic omului că, da, bun, poate să trimită zilnic 100 de mail-uri, dar măcar o dată pe an să trimită o scrisoare scrisă de mână în care să fie el însuși față de un altul, atunci deja mi se pare un câștig foarte mare. E posibil ca între timp și poșta să-și fi pierdut reflexele. Nu știm cât de repede mai ajunge astăzi o scrisoare, de vreme ce o trimitem atât de rar. Totuși, cozi la poștă, să știți că sunt. Sunt. Mi s-a întâmplat să stau la coadă, da. Iată, există încă oameni care trimit scrisori, dar poate că foarte mulți în vârstă. Stau și pentru alte motive. E adevărat, cei în vârstă. Ne apropiem încet încet de sfârșitul acestui dialog, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb care ar fi diferența între un colecționar de obiecte și un, tot așa zis, colecționar, omul care dorește să posede foarte multe obiecte. E o mare diferență. O foarte mare diferență. Colecționarul autentic este și un cunoscător al unei anumite clase de obiecte. El colecționează dintr-un soi de pasiune, din nevoia lui de a încerca să găsească cât mai multe variațiuni pe aceeași temă. Colecționarul încearcă să vadă poveștile obiectelor, nu le colecționează doar pentru a poseda un număr mare de obiecte. Mă gândesc la un muzeu splendid făcut de scriitorul turc Orhan Pamuk, cel care a primit premiul Nobel în 2006, Muzeul Inocenței de la Istanbul, în care el încearcă să rescrie povestea unei iubiri, povestea dintre protagoniștii romanului său, Kemal și Füsun, prin intermediul obiectelor care pot spune această istorie de dragoste. Și e foarte interesant că el merge acolo pe o încercare de a răsturna imaginea unui cabinet de curiozități, cum erau cele din secolele 17-18, către un cabinet de intimități. Sunt obiecte ale vieții de zi cu zi, obiecte cotidiene din Turcia anilor 70-80 ai secolului trecut, dar care vorbesc despre o relație personală dintre cei doi protagoniști. Cred că este un soi de a iubi obiectul, de a lăsa să-și spună povestea și, așa cum noi avem de spus povești despre obiecte, cred că și obiectele pot spune adesea povești despre noi, cei care le-am folosit. Un muzeu al inocenței, asta îmi dă de gândit și v-aș întreba dacă relația ideală între noi și obiecte nu trebuie să rămână una inocentă. Cred că aici s-a petrecut mutația cea mai tristă. Nu mai avem o relație inocentă cu obiectele, ci o relație foarte impură, profund impură.
când nu mai suntem copii, a murit de mult, da, nu spunea Brâncuș. Ar trebui să ne uităm la felul în care se raportează copiii la obiect, la dragostea lor față de obiect. Bucuria de a-l descoperi. Exact, și la felul în care se investesc în relația cu obiectul. Sigur, mă refer la acei copii care nu au o cameră supraaglomerată de obiecte jucării, în așa fel încât să nu le mai vadă. Copilul care știe să-și aleagă câte un obiect pentru fiecare vârstă prin care trece și obiectul respectiv spune ceva despre relația lui cu lumea de la vârsta respectivă. Da. În general, ne-am lăsat dominați în ultimul timp de cantitate. Domnia cantității, din păcate, a strivit inclusiv, aș spune, simțul estetic, bunul gust, aflat în mare criză astăzi și pentru că nu putem să nu facem referire la societatea în care trăim, dincolo de aceste lucruri. Cum descifrați dumneavoastră mentalitatea românească actuală, gândindu-vă la obiectele care domină această societate, obiecte care domină preocupările majorității din jurul nostru? Cred că putem să întrevedem un tablou al societății noastre privind dincolo de obiectele pe care le zărim la tot pasul atunci când traversăm această societate. Ce vă spune asta despre mentalitatea românească a momentului? Un lucru foarte trist, faptul că românul nu știe să se raporteze la obiectul de patrimoniu. Dacă mă uit la obiectele care ar merita să fie conservate, păstrate și transmise generațiilor viitoare, constat că ele sunt cel mai adesea distruse. Și mă refer aici de la obiecte de tipul biserici până la obiecte în sine, obiecte de artă care nu sunt transmise așa cum trebuie. Case vechi, frumoase, desfigurate. Case vechi, desfigurate, zone întregi distruse pur și simplu și în locul caselor vechi așezate, alte tipuri de clădiri care nu mai au nimic de a face cu istoria de demult a locului. De aceea mi se pare foarte important să educăm pe copii încă de foarte mici și în acest sens una dintre inițiativele unei școli private, unei școli de la Piscu, mi se pare extraordinară, aceea de a crea niște manuale alternative pentru copiii din clasele 3-5, manuale de patrimoniu. Aceste manuale sunt create pe zone, deocamdată au apărut pentru județul Ilfov și pentru județul Brașov. Sunt manuale în care copiilor li se spune povestea obiectelor din zona lor, de la obiecte de cult, la obiecte vestimentare, la obiecte de uz casnic, felul în care aceste obiecte erau mânuite, erau folosite, creau anumite practici, comportamente și sensibilități, felul în care ele defineau comunitățile din zonele respective. Un copil care va crește cu un astfel de manual și care va fi dus de învățător să vadă la modul real, uite, acesta este obiectul despre care ți se vorbește în carte, uite-l cum arată astăzi și uite cum arăta într-o fotografie de epocă de la 1900. Ce s-a întâmplat între timp? Cum a fost distrus, regândit, recreat obiectul respectiv. O să fie din start un copil care o să trăiască cu această senzație că timpul are mai multe paliere și că în cotloanele lui se pot strecura și povești care nu mai sunt vizibile la modul actual. Dacă știm cum să privim o clădire, putem să vedem în spatele ei toate rândurile de straturi de povești care au scris-o cândva. Da, din ceea ce spuneți reiese că există și riscul izolării într-un prezent, ignorând trecutul, ignorând tradiția, tradițiile, focalizându-ne, uităm durata, uităm frumusețea timpului care curge, dar care păstrează o linearitate substanțială, cu condiția să nu uităm trecutul și să încercăm în prezent să cultivăm tot ce ne-a parvenit frumos din acest trecut. Ați sesizat un lucru foarte, foarte important, chiar dacă trist, acela al ignorării lucrurilor care încă există lângă noi, dar care în timp pot dispărea din cauza neglijenței noastre. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în acest dialog. Vă mulțumesc pentru această pledoarie, pentru frumos, pentru o relație firească cu obiectul. N-am apucat să vorbim despre importanța firescului și a rânduielii, dar a reieșit, sper, indirect din ceea ce a spus lucrul acesta. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vă opriți asupra unei teme care ar trebui să ne preocupe pe toți, relația noastră cu obiectele și indirect cu ceilalți, pentru că de obicei obiectul se așează între noi și ceilalți. Ar trebui să știm să-l dăm la o parte uneori ca să
să eliberăm această cale de comunicare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, să sperăm că i-am pus pe telespectatori să se gândească altfel la obiect. Acesta a fost și scopul. E bine să cădem pe gânduri de cele mai multe ori în legătură cu teme uneori importante. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată emisiunii noastre. La revedere!